Bună ziua, doamnelor, domnilor! Am deosebită plăcere de a saluta invitații prezenți astăzi aici, alături de noi, la această zi festivă, festivă în primul rând datorită încărcăturii pe care o are și mă refer la Ziua Eroilor, cei care ani la rând s-au jertfit pentru ca noi și cei care vin după noi să o ducă mai bine. Și în al doilea rând, pentru că astăzi comunitatea creștină din lume sărbătorește înălțarea Domnului. Aș vrea să prezint acum, la început de eveniment, invitații noștri care astăzi și-au rupt din timpul domniilor lor și s-au alăturat comunității dărmăneștene. În primul rând, salut pe doamna prefect al județului Bacău, Maricica Coșa. Din partea Parlamentului României avem astăzi doi reprezentanți, domnul deputat Constantin Avram și domnul senator Miron Smarandache. Din partea Consiliului Județean este alături de noi astăzi domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Marius Gheorghiță. De asemenea, au răspuns invitației noastre primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru, și primarul orașului Târgu Ocna, domnul Șiloche. Haideți mai în față, domnul Șiloche, un pic să vă vadă colegii noștri. Da. Șiloche Ștefan. De asemenea, din partea Consiliului Județean este prezent și domnul Humulescu, consilier județean. Sigur, sunt prezenți membri ai Consiliului Local, cadre didactice și, nu în ultimul rând, cetățenii ai orașului Dărmănești. Este prezent și șeful Poliției Naționale și așa mai departe. Pentru că este un moment cu încărcătură maximă, așa cum spuneam, vă rog și vă cer permisiunea să începem cu intonarea imnului de stat. Trecem la ceremonia religioasă și îl rog pe Părintele Buguș să înceapă slujba. Fiindcă astăzi în numele Tău, fie împărăția Ta,
poată-te gloria ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernișești. Și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, Ziditorule, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zi și liman te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu neînultită. Mântuirea credincioșilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta ne rugăm, îți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ne rugăm pentru sufletele adormiților robilor tăi, eroi români căzuți în luptele pe Valea Usului, între anii 1916-1918, regimentul 27 Bacău, Rundarul Ce Gheorghe, Pădurarul Nistor, Barbu Neculaicu, Joce Neculaicu, Jucarul Gheorghe, Candet, Toader, Maftei, Neculai, Barbu, Vasie, Florian, Gheorghe, Mirea, Gheorghe, Țatanțo, Ștefan, Tudor, Iacob, Barbu, Ilie, Imrea, Ștefan, Merchez, Constantin, Poate, Ioan, Scripcaru, Gavrilă, Micu, Anton, Pădurariu, Petru, Rusu, Alexandru, Boată, Neconstantin, Adelianu, Gheorghe, Zăposu, Vasile, Gerasim, Vasile, Vaclobeanu, Dumitru, Anganu, Tevasire, Borohan, Neculai, Florian, Toader, Constantinescu, Neculai, Berdunțanu, Gheorghe, Șerban, Neculai, Nădejde, Gheorghe, Mindineu, Constantin, Miclos, Ioan, Hugoș, Ioan, Lupu, Virgiliu, Timaru, Gheorghe, Manole, Neculai, Gabor, Vasile, Ochi Roș, Constantin, Arețoaie, Vasile, Astrănoaie, Ioan, Segăreș, Gheorghe, Ababe, Ioan, Munteanu, Alexandru, Marian, Vasile, Cotfa, Simeon, Gerasim, Gheorghe, Brăneș, Ioan, Lăcătuș, Ioan, Golohan, Gheorghe, Vișan, Petru, Roman, Nevasile, Bădănuc, Neculai, Mititelu, Ioan, Țigancea, Nevasile, Șilder, Leon, Sândulescu, Vasile, Văcărașu, Ioan, Merlici, Gheorghe, Arpinte, Toader, Cel Mare, Gheorghe, Albu, Neculai, Bindineu, Constantin, Mina, Grigori, Gheorghe, Borș, Vasile, Grumeța, Gheorghe, Grumețaș, Gheorghe, Pușcaș, Ioan, Asandei, Gheorghe, Ardeleanu, Ion, Parbu, Ion, Mărărașu, Gheorghe,
Merliș Constantin, Fele Ștefan, Podeanu Gheorghi, Ghenadi Vasile, Florian Constantin, Barbu Constantin, Micloș Ioșă, Tamaș Gheorghi, Bucuș Gheorghi, Zaharia Ioan, cel mare Ioan, Roman Ștefan, Coicea Ioan, Simionescu Nicolae, Usache Alexandru, Prundarul Doaieș, Florian Scridon, Roman Ghevasile, Bulgarul Gheorghe, Balcanalul Gheorghe, Hanganul Nicolae, Bardu, Roale, Usache Gheorghe, Stândulescu Alexandru, Cercelcu Gheorghe, Mica Vasile, Constantin, Băbuș, Gheorghe, Bogasile, Culai, Imbre, Mihai, Ferenț, Loaieș, Panu, Petrea, Vâlcu, Gheorghe, Muhan, Ioan, Vizitelu, Gheorghe, Grumeza, Ioan, Simon, Ioan, Hanu, Constantin, Stoica, Constantin, Grigori, Gheorghe, Șandru, Ioan, Apostol, Neculai, Vizitiul, Loaieș, Lăcătușu, Ioș, Grimberg, Moise, Curțache, Ștefan, Cotfas, Gheorghe, Țigancea, Mihai, Hârțu Petrea, Țigancea Petrea, Pădureanu Gheorghe, Stănuleț Neculai, Ardeleanu Constantin Coicean, Coaicea Anton, Dogaru Neculai, Simon Ioan, Armașu Vasile Pal Ioan, Vioșteanu Neculai, Furcaru Vasile, David Constantin, Bădănuc în Mirea, Roman Pavel, Ghilescu Ioan, Mocanu Neculai, Fulga Gheorghe, Stan Mihalache, Brâu Roș, Gavrilă, Iurtanaș Ioan, Ster Alexandru, Dustache Ștefan, Iurtanaș Simion, Mărărașu Alexandru, Munteanu Gheorghe, Buguș Mihalache, Constantin Neculai, Buzaru Simion, Starparu Coader, Starparu Gheorghe, Buiumă, Iosif, Nădejde Simion, Hazaparu Ce Gheorghe, Munteanu Constantin, Simionescu, Dumitru Simionescu, Ioan, Maior Mihailescu, Capitan Nicolae Valdovici, Capitan Câmpianu Alexandru, Locotenent Necula, Locotenent Diamantescu, Sublocotenent Negrescu Petre, Sublocotenent Ciosu Constantin, Sublocotenent Davidescu Nil, Sublocotenent Popovici, Plutoner Feldin, Plutoner Popa, Caporal Belei, Ilie Ștefan, Tănase Gheorghe, Acatrine Nicolae, Srogaș Vasile, Carciuc Gheorghe, Grigori Nicolae, Bortă Petre, Codivici Vasile, Bălan Vasile, Năstasive Ioan, Munteanu Ghe Vasile, Negru Constantini, Chim Ceniță, Gherasim Ioan, Sândulescu Toader, Roman pe Vasile, Stângaciu Vasile, Perduș Ioan, Tamaș Ioan, Mahu Ioan, Țigancea Nenicolae, Anganu Vasile, Țigancea Ioan, Amărădoai, Gheorghe, Ferenț Anton, Perduș Constantin, Abave Alexandru, Dohan Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Prințul Știrbei Gheorghe, Locotenent Constantin Soare, cu tot neamul lor cel adormit, eroi căzuți pe diferite fronturi între 1939-1944, Capitan Savin Ion, Secăreanu Gheorghe, Secăreanu Cezer, Maxim Alexandru, Lungani Constantin, Gaburghe Gheorghe, Vititelu ce Vasile, Pașcu ce Pe Gheorghe, Pandelașve Ioan, Caporal Buzaru Neculae, Roman pe Gheorghe, Roman Ioan, Marian Gheorghe, Mirea Iacob Caramadău te Gheorghe, Starparu pe Alexandru, Păgurici Ioan, Timaru pe Gheorghe, Nimțeanu pe Neculae, Balaș Anton Ioan, Secărăș Geneculae, Tocanii Gheorghe cel Mare Neconstantin, Buharea Doaieș, Panu Dumitru, Cimpoieșu Ioan, Șerban pe Ioan, Însurățelu Ioan, Caplat Gheorghe, Mirea pe Vasile, Pânsu Constantin, Stoic Alexandru, Roman pe Gheorghe, Bălănucă Constantin, Țigancea Constantin, Călugăr Vasile, Bogasiu Petre, Camară Simion Enachi, Gheorghe, Cova Ștefan, Bugu și Ioan, Mititelu Cetoader, Gabor Ioan, Cotfas, Neneculai, Neagu Constantin, Gabor ve Ioan, Stoica ve Ioan, Hanganu ne Gheorghe, Iucanaș ve Neculai, Apostol ve Gheorghe, Ghenadi Gheorghe,
Murărasul de Petre, Moise, Vasile, Olea, Simeon, Pașcu, Gerasim, Sarfarul, Petre, Balvica, Gheorghe, Șerban, Ghetoader, Câlțan, Mihai, Bidireu, Ioana, Sandri, Nicolae, Roman, Costin, Gheorghe, Șerban, Ghe, Vasile, Stoleru, Neanton, Ferenț, Ștefan, Nemțeanu, Vasile, Boișteanu, Toader, Iutanaș, Alexandru, Stoica, Nicolae, Boca, Victor, Bocanașul, Gheorghe, Gosav, Diac, Iutanaș, Gheorghe, Murărașul de Gheorghe și Loghi de Gheorghe, Bugu și Ioan, Doi, Balaș, Alexandru, Hanganu, Gheorghe, Șerban, Ioan, tot neamul lor și l-a dormit. Eroi căzuți de pe fronturi între anii 1939-1944, Purcaru Ioan, Amarinei Gheorghe, Bugus Ghe Vasile, Filichiu Ioan, Iutanar Simeon Triptic Constantin, Toma Vasile, Mititelul Neculai, Abucurei Gheorghe, Cojocea Ioan, Balaș Ioan, Brătescu Gheorghe, Gabă, Gaborel Ioan, Gaborel Dumitru, Lunganu Nicu, Triplic Vasile Sădulescu Neculai, cel mare Gheorghe, Iliescu Vasile, Docanii Alexandru, Docanii Dumitru, Irisei Gheorghe, Zurlaș Dumitru, Gabor Ioan, Buzatui Gheorghe, Neculai Ghe Neculai, Țigancea Constantin, Bogasiu Alexandru, Sândulescu Gheorghe Neculai, Acolozan Adam, Dănăilă Neculai, Spârlă Dumitrache, Căpitan Ursul Gheorghe, Antaloș Be Ioan, Chiticaru Petrache, Mocanul Luca, Dutan Simeon Toader, Căpitan Brutean Neculai, Hristache Neculai, Merchez Ioan, Bidica Gheorghe, Dascălu Gheorghe, Ștefan Cărețu, Petru Avram, Mihalache Gheorghe, Mihalache Ștefan, Mihalache Ioan, Staparu Gheorghe, Ursache Sandu, Petru Gheorghe, tot neamul lor ce l-a dormit, eroi de la 1877, Regimentul 4 Dorobanț, Alungane Alexandru, cel mare Ioan, Gosav Gheorghe, Starparu Gheorghe, Vașloveană Ioan, eroi Revoluției Decembrie 1989 din Dărmănești, Maior Popovici Gheorghe, tot neamul lui, eroi români căzuți între anii 1916-1918, fruntarul ce Gheorghe, pădurarul Nistur, Barbu Neculae, Cojocea Neculae, Cojocaru Gheorghe, Rocandet Toader, Barbu Vasile, Florian Gheorghe, Tanță Ștefan, Tudor Iacob, Imrea Ștefan, Șilder Ioan, Sântunescu Vasile, Merdeș Gheorghe, Arfinte Toader, cel mare Gheorghe, Albu Neculae, Bindireu Constantin, Milea Gheorghe, Borșu Vasile, Primezaș Gheorghe, Pușcaș Ioan, Asandi Gheorghe, Ardeleavă Ion, Barbu Ioan, Murărașu Gheorghe, Merliș Constantin, Pere Ștefan, Podeanu Gheorghe, Genadi Vasile, Florian Constantin, Barbu Constantin, Nicoș Gheorghe, Tamaș Gheorghe, Bucuși Gheorghe, Podeanu Gheorghe, Solonțeanu, Simeon, Ardeleanu, Alexandru, Constantin, Neculai, Florian, Simeon, Munteanu, Vasile, Stronescu, Constantin, Mocanu, Luca, Sfântu, Ioan, Bogatiu, Mezea, Cuzatu, Gheorghe, Mocanu, Vasile, Florian, Mantele, Mocanu, Ioan, Munteanu, Ștefan, Mocanu, Vasile, Munteanu, Simeon, Mocanu, Gheorghe, Stronescu, Costin, Măcărașu, Mihai, Stronescu, Dumitru, Bogasiu Neculai, Bogasiu Nefeta, Costau Vasile, Cuzatul Gheorghe, Florian Simeon Simonescu, Simonescu Constantin, Solonțanu Simeon, Moise Vasile, David Constantin, Arteleanu Sândel, Stoian Vasile, Moise Constantin, Mocanu Neculai, Aildenei Gheorghe, Alupi Dumitru, Fota Ion cu tot neamul lor ce l-a dormit. Și pentru casele se ierătelor toată greșala ce de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne!
miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde trebuie să se odihnesc, mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerului și iertare păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul Cel, fără de moarte, Dumnezeu, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și atât trupul care călcat moartea și diavola ai sub fașa etului viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, fericiți eroi dărmăneșteni și toți eroi neamului nostru românesc, pe fiecare după numele lor cunoscuți, ori necunoscuți, și așează pe dânși în loc luminat, în loc verdeasă, în loc de odihnă, de unde au fugit toate durerea, întristarea și suspinarea. Și iartă-ne lor ca Dumnezeu bun și viitor de oameni toată greșeală pe care au săvârșit-o ei în viața aceasta cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, Dumnezeu să-i ierte. Să nu este om care să fie viu și tu greșească, numai singur ești fără de păcat. Dreptate, dar este dreptate, împeași cuvântul ca adevărul, că tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor tăi, risfase Dumnezeul nostru. Ție slavă înălță împreună cu Cel fără de citat Tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunul, și de viață Păcătorul Tău, tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preasucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți peste cei vii și peste cei morți, stăpânește Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și Totodaților Apostoli, cu ale Sfântului și Dreptului Lazar, înviat a patra zi morți, cu ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi dărmăneșteni și toți eroi neamului românesc, căzuți pe toate fronturile de luptă pentru apărarea țării și pentru slava Sfintei noastre biserici, pe fiecare după numele lor, în corturile drepturilor să le așeze, în Sfântului lui Avram să le miliază cu drepturi să le numere, amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un singur bun și de oameni viitor. Până sufericită adormire veșnică odihnă de Doamne, adormiților robilor Tăi, eroi dărmăneșteni, cei am pomeniți pe toți eroi neamului nostru românesc, căzuți pe toate fronturile de luptă pe fiecare după numele lor, slăfă-lor veșnică pomenire. Slăfă-lor veșnică pomenire, Hristos!
moarte călcând și cerul din morminte viază, dăruindu-le. Dumnezeu să-i ierte și odihnească, iar pe noi să ne miluiască, ca un singur bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ierte. Mulțumesc părintelui Buguș și rog părintele catolic să facă o slujbă din pomenire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stimați frați și surori, mai întâi o mânânța către Domnul Dumnezeu, urgând fie și o rugă pentru poporul român, pentru patria noastră, vom urmări liturgia cuvântului, dar apoi vom îndrepta către ceruri o rugă și o lacrimă de recunoștință pentru toți eroii pomeniți de Părintele, eroii neamului nostru, oriunde ar fi. Să ne rugăm! Dumnezeule, care urmărești totul în chip minunat, primește cu bunătate rugăciunile pe care le aducem pentru patria noastră și pentru eroii neamului nostru, să se întărească dreptatea și buna înțelegere, și să ne bucurăm de contenire, prosperitate și pace, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind dintre cei morți, cel dintâi care a înviat. Căci dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul lui, la început Hristos, apoi cei care vor fi al lui Hristos, când El va veni din nou. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Cred că voi vedea
bunătățile Domnului pe pământul celor din. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Încă voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor din. Un lucru cer de la Domnul și pe acesta îl caut, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să mă bucur de frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul său. Că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Ascultă-mi, Doamne, glasul cântecien, cunetură-te de mine și răspunde-mi. Eu caut, Doamne, fața ta, nu ți-ascunde fața de la mine. Încă voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor din. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Așteaptă-L pe Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe Aleluia, aleluia, aleluia. Patria noastră este în ceruri, de unde l-așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Aleluia, aleluia. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus a spus ucenicilor săi, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa Tatălui meu sunt lăcașuri multe. Dacă nu ar fi așa, n-aș fi spus, mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce să vi-l pregătesc, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Voi cunoașteți calea unde mă duc eu. Toma i-a zis, Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea? Iisus i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cuvântul Domnului, laudă-ți-e Hristoase! Fraților preiubiți, tot aceia care au murit în Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care o înălțăm acum, în solemnitatea înălțării Domnului nostru Iisus Hristos la cer, voim să ne amintim în chip deosebit de aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței, de răposații și eroii patriei noastre. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor care mor întru Tine, descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne!
binevoiește a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și a călăuzi la fericire. Te rugăm, ascultă! Binevoiește a-i primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă! Primește la tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă! Binevoiește a le dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică eroilor patriei noastre. Te rugăm, ascultă! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, te rugăm prin milostirea Preasfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice. Prin Hristos Domnul nostru, Tatăl nostru, Dumnezeule atotputernic, Fiul Tău a fost Cel din tâi pe care l-a înviat din mor, te rugăm întărește-ne în speranța că și pe eroii pomeniții vei învia la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică dărilor, Doamne, să se odihnească în pace. O Marie, o prea dulce mamă, România e sufletul tău, ascultă ruga celui ce te cheamă, și-o lanță sus la Dumnezeu. Și-o lanță sus la Dumnezeu. Suntem creștini și avem în piept dorința să triumfeze crucea lui Iisus, iar singura nădejde în biruință este anul Sfânt de Sus. O Marie, o prea dulce mamă, România e sub scutul tău, ascultă ruga celor ce te cheamă, și-o înalță sus la Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Mulțumesc foarte mult părinților pentru frumoasa slujbă făcută și cu permisiunea dumneavoastră rog pe doamna prefect Marcic Coșa să ne transmită mesajul dumneavoastră. Hristos s-a înălțat, bun găsit la Dărmănești. Dragi dărmăneșteni, în calitate de prefect al județului Bacău, îmi revine deosebită onoare de a vă transmite astăzi, dumneavoastră tuturor, mesajul premierului Sorin Grindeanu. Mesaj al premierului Sorin Grindeanu cu ocazia zilei eroilor, 25 mai 2017. Marcăm astăzi o zi dedicată celor mai buni dintre noi, care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru a-și apăra credința și pământul. Dacă avem astăzi o patrie, o casă, o familie dragă, pentru care nu ne temem că o vom pierde, aceste lucruri se datorează în primul rând acelor oameni bravi. De aceea îmi exprim sentimentele profunde de respect, recunoștință și admirație pentru eroii poporului român, tați și bunici ai noștri, înaintași care și-au pierdut viața de tineri în război, unii necunoscuți. Un gând puternic de speranță dedic militarilor noștri aflați astăzi în teatre de război să se întoarcă sănătoși acasă. Iar pentru cei care au căzut pe câmpul de luptă în onoarea României și pentru valorile ei, cel mai adânc respect. Dar eroi nu sunt doar cei care și-au pierdut viața în luptă, ci și cei care au supraviețuit după ce au riscat totul pentru patrie.
îi consider eroi și pe veteranii noștri, o mână de oameni care mai sunt în viață acum și care plătesc încă în fiecare zi, în conștiință și în vise, pentru ororile cărora le-am fost martori în cel de-al doilea război mondial. Respect, dragi veterani, și să ne bucurăm multă vreme de acum încolo de dumneavoastră. Salut cu acest prilej și armata română, care are parte de atâta stimă, încredere și simpatie din partea poporului nostru. Sentimente câștigate prin onoarea și spiritul de sacrificiu dovedite în toate momentele istoriei. Memorie eternă eroilor români. Sorin Grindeanu, prim-ministru al României. Hristos s-a înălțat! Mulțumesc, doamna prefect, cuvinte cu mare încărcătură spirituală, sentimentală și cuvinte care, sigur, le trăim, le simțim și ori de câte ori avem ocazia să ne îndreptăm spre eroii noștri, eu cel puțin am așa trăiesc un moment de mare încărcătură sufletească. Îl rog pe domnul senator Miron Smaradache să ne transmită mesajul dumneavoastră. Mulțumesc, domn primar! Hristos a înălțat! Lecția de istorie a fost susținută de domnul premier Grindeanu prin vocea doamnei prefect, așa că o să vă rețin foarte puțin. Ori de fiecare dată și astăzi, în mod special că sunt în Dărmănești, orașul pe care îl iubesc foarte mult și care mi-a marcat în mod decisiv cariera. O, această ocazie vreau să spun domnului primar că nu mi-a rupt din timpul meu ca să fie eu la Dărmănești. Vin cu mare plăcere de fiecare dată. Mai ales că e o zi de încărcătură, de mare încărcătură spirituală, zi în care ne pomenim eroii și de aceea mă bucur astăzi că văd atâția copii ca de fiecare dată de altfel, pentru că e o lecție pe care trebuie să o învețe și care să le rămână pentru toată viața. Noi și voi, copii și urmașii voștri, trebuie să facă acest lucru pe veci. Dumnezeu să-i odihnească pe eroii noștri. Doamne ajută! Mulțumesc mult, domnule senator. Îl rog pe domnul deputat Constantin Avram, liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților, să ne transmită mesajul dumneavoastră. Hristos a înălțat, domnule primar, domnilor primari, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, dragi dărmăneșteni. Îmi revine plăcutul prilej să îmi reamintesc că am fost educat într-o familie cu doi veterani de război, motiv pentru care, dar nu numai pentru aceste motive, întotdeauna de înălțare îmi amintesc în primul rând de veteranii de război din familia mea și nu în ultimul rând de toți eroii căzuți pe câmpurile de bătaie pentru apărarea și neatârnarea țării noastre. Motiv pentru care, repetându-mă în fiecare an de înălțare, această amintire devine vie, e un demn pe toți cei de față, să nu uităm pe cei care au căzut în primul război mondial, la Mărăști, la Mărești, Mărășești, Oituz, să nu uităm pe cei care au căzut în al doilea război mondial pentru apărarea țării, la Oarba de Mureș, la trecerea Tisei, la eliberarea Budapestei, la crâncenele încleștări militare din munții Tatra, să nu uităm niciodată pe acei care se odihnesc în pământul țării. Prețul plătit de ei înseamnă astăzi libertatea noastră și un viitor plin de speranță al tinerei generații aici de față, că va fi prezentă, va tăinui, va consolida această continuitate, această integritate de care poporul nostru se bucură de atâția ani. Deci să nu-i uităm, pentru că riscăm să ne uităm identitatea. Vă mulțumesc! Hristos a înălțat!
Mulțumesc, domnule deputat. Astăzi, aici la Dărmănești, Consiliul Județean este reprezentat de domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, Marius Gheorghiță. Domnul vicepreședinte, vă rog. Vă mulțumesc mult, domnilor parlamentari, doamna prefect, domnilor primari, preacucernici părinți, dragi invitați. Pe frontuspiciul unui monument important scria: să spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am dăruit jertfa supremă pe câmpul de bătălie pentru reîntregirea neamului. Iată că astăzi noi avem obligația și datoria de a ne cinsti eroii. Eroii cărora le datorăm astăzi libertatea noastră. Eroii nu sunt numai din primul și al doilea război mondial. Eroi avem și în zilele noastre, între teatrele de operare din Afganistan și din întreaga lume, unde se luptă pentru pace. Vedem ce se întâmplă și în Anglia, vedem ce se întâmplă în întreaga lume, iar noi avem obligația să-i cinstim și să apărăm eroii noștri. În fiecare zi trebuie să ne trezim cu acest sentiment de respect, de cinste, de recunoștință față de toți eroii noștri și de cei care ne-au părăsit dragi nouă și au plecat în lumea celor drepți. Vă urez o sărbătoare frumoasă, vă urez să trăim în pace, să trăiți în pace și să punem fiecare umărul pentru reclădirea României moderne, a României mari. Cinste și recunoștință eroilor neamului românesc. Mulțumesc, Hristos s-a înălțat! Mulțumesc și eu, domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, mulțumesc tuturor celor care astăzi au transmis dărmăneștenilor un gând. Ne închinăm cu recunoștință celor care și-au pierdut viața pe câmpul de luptă și, așa cum spuneau antevorbitorii mei, datorită jertfei lor, astăzi noi trăim într-o țară liberă. Nu trebuie să uităm, ci veșnic să ne amintim de ei, iar voi, cei tineri, generațiile care vin, să-i cinstească în veci. Și eu am aici străbunicul meu din partea tatei, mort pe aceste câmpuri, teatre de operațiuni, cum spunea colegul nostru, în primul război mondial. Și bunicul meu mi-a spus, copil fiind, să nu uiți că străbunicul tău a murit aici, în Valea Uzului, în primul război mondial, apărând acest ținut frumos care se numește Dărmănești și apărând această țară frumoasă care se numește România. De fiecare dată când părintele pomenește eroii morți în primul sau în al doilea război mondial sau indiferent unde și-au pierdut viața, aud și numele străbunicului meu, Constantin David, care îmi amintește de acel sacrificiu, sigur, maxim pe care putea să-l facă un om și acești oameni pe care noi astăzi comemorăm și prețuim. Dumnezeu să ierte și dumneavoastră vă transmit acel mesaj care e specific zilei de astăzi, Hristos s-a înălțat. Nu voi încheia mesajul meu până nu ne va spune câteva cuvinte și Părintele Buguș, pentru că așa este obiceiul la noi, Părintele să închidă acest pasaj de discursuri printr-un cuvânt al Bisericii. Vă rog, Părinte. Dragi autorități, oficiale autorități, dragi confrați, slujitori păreoți, stimați auditori,
Suntem astăzi la 40 de zile după învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Suntem astăzi într-o zi de o deosebită prăsuire pentru biserica noastră. Astăzi a fost o dublă sărbătoare. Este sărbătoarea înălțării Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu trupul la cer. Și este ziua în care pomenim eroii neamului nostru românesc. Pomenim pe toți cei care și-au dat viața în războaiele de independență, în războaiele de apărare a gliei noastre strămoșești, a ființei noastre naționale, a celor care au fost uciși în lupta pentru sau anticomunistă, pentru cei care au căzut morți în închisori, în lagări, în temnițele comuniste, pentru cei care și-au dat viața în evenimentele din decembrie ale anului 1989. Suntem astăzi într-o zi deosebită, este o zi emoționantă, o sărbătoare emoționantă. Este o zi de mare sărbătoare, este o sărbătoare, aș putea spune, parte mai mult decât religioasă, este o sărbătoare de suflet al neamului nostru românesc, pentru că astăzi cu toții ne înrolăm, cu toții căutăm să ne solidarizăm așa pentru trecutul istoric al neamului nostru și sigur pentru viitorul neamului nostru românesc. Și în același timp, este și o sărbătoare a inimilor noastre, pentru că așa cum Mântuitorul Iisus Hristos, prin jertfa crucii sale, a fost înălțat la ceruri, tot așa și eroii noștri sunt înălțați cu sufletele lor la ceruri, pentru că ei și-au jertfit viața lor, s-au sacrificat și tot cel care se sacrifică pentru popor, tot cel care se sacrifică pentru țară, jertfa aceea este o jertfă bine primită înaintea lui Dumnezeu. Pomenim astăzi pe toți eroii neamului nostru cunoscuți, eroii pe care le avem înscriși, eroii pe care le avem înscriși în pagini, în firele istoriei noastre. Și aș enumera pe Gelu, pe Horia, Cloșca, Crișan, pe Abramiancu, pe Mircea, pe Ștefan, pe Mihai, pe Grâncoveanu, pe cei patru fii ai săi. Și aș continua cu cei pe care biserica noastră nu-i cunoaște și neamul nostru nu-i cunoaște, pentru că sunt mii iubiți ascultători, mii sau poate chiar sute de mii de eroi care și-au dat viața pentru glia aceasta strămoșească, dar au rămas necunoscuți. Și din această cauză, așa cum biserica noastră are o zi dedicată sfinților, adică martirilor pe care avem înscriși în calendar, adică a celor care și-au dat viața prin credința în Hristos, dar nu s-au trecut de toate numele în calendarul nostru, și s-au rânduit o zi specială pentru pomenirea lor și a celor necunoscuți, și vorba de Duminica Mare, Duminica Întâia, după pogorirea Duhului Sfânt, pentru Duminica Rusaliilor, Duminica tuturor Sfinților numită în calendarul nostru. Tot așa, biserica noastră a rânduit ca astăzi de înălțarea Domnului să se facă amintirea și pomenirea celor care s-au jertfit pentru pământul nostru. În această cauză, astăzi, biserica noastră și toate bisericile noastre de pe pământul nostru românesc și de pe tine de afară, în toate mănăstirile, în toate catedralele, în toate cimitirile eroilor, acolo unde s-au ridicat monumente, unde s-au ridicat troițe în memoria, în cinstea eroilor noștri, astăzi se înalță slujbe, astăzi se depun flori la morlac în memoria lor, astăzi se fac rugăciuni pentru ei într-adevăr și noi ne adunăm așa cum ne-am adunat și astăzi în fața acestui monument dedicat eroilor noștri sărmănesteni, pentru că trebuie să le aducem recunoștință și nu numai recunoștință, mai mult decât recunoștință,
trebuie să le aducem mulțumire, pentru că, într-adevăr, ei și-au dat viața și s-au sacrificat pentru binele nostru, pentru fericirea noastră. În această cauză, în toate bisericile noastre, astăzi se fac rugăciuni pentru pomenirea lor. Și știm, eroii noștri au plecat la luptă, n-au plecat cu buletine de identitate, cu acte de identitate, așa cum plecăm noi astăzi, cu buletinul, cu buzunar, cu pașaportul, cu carte de identitate și mai departe, cu cardul. Au plecat dar cu acel vănuț de metal sau de fier, atârnat la gâtul lor, atârnat la pieptul lor, în care era scris cardul acela numeric, de așa, care reprezenta unitatea de care făceau parte, unitatea militară de care făceau parte ei. În această cauză, noi astăzi suntem datori să le mulțumim eroilor noștri, să le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut ei pentru fericirea noastră, pentru că ei și-au dat viața pentru ca să fim noi demni, să fim noi liberi, să avem pace și bucurie în țara noastră. Să le urmăm exemplul lor pe viața noastră, prin faptele noastre. Să nu ne uităm niciodată de jertfa, eroismul lor, să cinstim memoria lor și să ne rugăm astăzi, pe lângă faptul că le depunem o floare, le aprindem o lumânare, le cântăm imne de slavă în cinstea lor, să ne rugăm astăzi, așa cum se roagă biserica noastră străbună, pentru eroi, pentru toți cei care au căzut eroi pe câmpurile de luptă, soldați, fiecare dintre lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, iar pe noi să pomenească în veci. Amin. Hristos a lăsat! Mulțumesc, părinte lui Bugoș, și pentru că timpul ne presează și nu al nostru, ci mai mult programul doamnei prefect este foarte, foarte, foarte strâns. Vom depune coroane, după care va avea loc un scurt moment artistic. Deci începem ceremonia de depunere a coroanelor. Depune coroană prefectul județului Bacău. Delegația este condusă de doamna prefect Maricica Coșa. Coroane, Senatul României, delegația este condusă de domnul senator Miron Smarandache. Camera Deputaților. Delegația este condusă de domnul deputat Constantin Avram.
depune coroane Primăria Municipiului Moinești. Delegația este condusă de domnul primar Vieru Valentin. Depune coroane Primăria orașului Târgu Ovna. Delegația este condusă de domnul primar Șilotni Ștefan. Consiliul Local al orașului Dărmănești. Delegația este condusă de domnul viceprimar Buzatu Mihai. Rog Consiliul Local, toți consilierii, vă rog. Depune coroane Poliția orașului Dărmănești. Delegația este condusă de domnul comandant Manea Ilie. Depune coroane Organizația Cultul Eroilor Dărmănești. Delegația este condusă de domnul Viorel Roman. Coroane Liceul Tehnologic. Delegația este condusă de doamna directora Sandi. Liceul Tehnologic, reprezentat astăzi de doamna directora Sande, mai depune o coroană la celălalt monument, da? La monumentul... Depune coroane Organizația PSD Dărmănești. Delegația este condusă de domnul Balas Constantin. Dumnezeu,
Ceremonia de depunere a coroanelor s-a încheiat. Urmează un moment artistic. Vă rog să rămâneți alături de elevii școlilor din Dărmănești, pentru că s-au pregătit, au trăit emoții în aceste zile și acest scurt moment artistic este de mare importanță pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată Hristos s-a înălțat. Doamna prefect, se retrage. Mulțumim, doamna prefect, că a fost alături de noi. Mulțumesc invitaților noștri, domnilor parlamentari, reprezentanților Consiliului Județean, colegilor primari din municipiul Moinești, din orașul Târgu Ocna, dumneavoastră, dragi dărmăneșteni, care astăzi ați fost alături de noi și tuturor celor care ne-au transmis un gând bun. Mulțumesc foarte mult! Timpul este, a fost și va fi prietenul eroului neamului. Un neam patriot, curajos, luptător, românesc, se naște din inimile noastre ale tuturor, de la cei mai mici la cei mai mari. Eroii ne-au învățat să devenim din bun mai bun, să ne întărim personalitatea, să ne cultivăm morala și spiritualitatea, dar și să ne lărgim orizontul minții, deci să ne înălțăm. Astăzi, de Marea Zi a Înălțării, sărbătorim și Ziua Eroilor. Noi, elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Dărmănești, avem deosebită plăcere de a vă prezenta un program artistic închinat marilor eroi ai Pușei Țării. Elevii de la clasa 1A a doamnei învățătoare Alexa Viorica vor recita poezia Eroii. Eroi, dar ne strămutați strămoșii, tot cu arma în mâini au stat, au văzut și munți noase și de sânge râul roșii, dar din țara lor nu-i scoase nici potop și nici furtună, graiul lor de voie bună nu l-au dat. Astăzi stăm și noi la pândă, graiul vechi să-l apărăm, dar pe ascuns dușmanii gata să ne-l fure, să ne-l vândă. Dacă în vreme tulburată nu ne-am dat noi graiul țării, azi, în ziua deșteptării, cum să-l dăm? Repezi trecu vifor anii, inspitind puterea ta, neam român, cu ură mare, vor căta mereu dușmanii, dar să piar ei cu toții, nu l-am dat și nici nepoții nu-l vor da. Elevii claselor a 3-a A și B, conduși de doamnele învățătoare Stoica Mihaela și Pintilia Alina, vor cânta cântecul Foaie Verde, Foi de Cimbru, iar elevii Iancu Daria și Racu Daniel vor recita poezia Dragilor Eroi. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, măi! Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi! Române, românaș! Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi! Române, românaș! Poartă-ți bucuria-n sân, măi române, măi! Poartă-ți bucuria să fii mândru că ești român, măi, române, românaș. Poartă-ți bucuria să fii mândru că ești român, măi, române, românaș. Măi, române, cât trăiești, măi, române, măi, măi, române, cât trăiești, pământul să ți-l cinstești, măi, române, românaș. Mai române cât trăiești, pământul să ți-l cinstești, măi, române, românaș. Că-s
risipit sub glie, măi române măi, că s-au risipit sub glie, toți străbunii în vecie, măi române românași, că s-au risipit sub glie, toți străbunii în vecie, măi române românași, că au luptat prin foc și pară, măi române măi, că au luptat prin foc și pară, să avem azi rotoasă țară, măi române românași, că au luptat prin foc și pară, să avem azi frumoasă țară, măi române românași, măi române, măi române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi române românași, măi române, măi române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi române românași. Dragilor eroi, voi ați fost eroi, voi sunteți eroi, voi veți fi eroi României noi. Pentru a noastră țară ați luptat din greu, pentru a voastră vatră v-ați dat sufletul mereu. Dulcea noastră țară a salvat-o voi, glorie eternă, dragilor eroi! Clasa doamnei învățătoare Buguș Maria, 3-a B, va recita poezia Doină de Mihai Eminescu. Doina de Mihai Eminescu. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâtea străinătate. Din Hotir și până la mare, vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotir, mereu calea n-o ațin. Din Boiana, Vatradorni, au umplut o mii de acorni și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos la vale, și-au făcut dușmanii cale, din Sărmari până în Sărcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român săracul, îndărătă de caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, nici îi este toamna-toamnă, nici e vara-vara lui și străin în țara lui. De la turnul Dorohoi, cu dușmani în puhoi și s-așează pe la noi și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd, zboară păsările toate de neagra străinătate. Numai îmbra spinului la ușa creștină, își dezbracă țara sânul, codru frate cu românul, de secure se tot pleacă și izvoarele îi seacă, sărac în țara săracă. Cine au întregii străini, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia, Ștefane, măria ta! Tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților, clopotele să le tragă ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă. Doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău, tu te înalță din mormânt, să te aud din cor sunând, de-i suna din corn odată, ai să adun Moldova toată, de-i suna de două ori, îți vin codri în ajutor, de-i suna a treia oară, toți dușmanii o să piară, din hotară în hotară, îndrăgie ciorile și spânzurătorii. Haideți să fie aici. Poezie, domnul senator. Buguș Amalia, de la clasa a 6-a B, va cânta melodia Cucu în Bucovina. Să
tatăl vine, de răsună în Bucovina. Clasa a patra A, coordonată de doamna învățătoare Balaș Veronica, va recita poezia eroilor. Spre voi, vitej, al căror sânge a curs, hotarul apărându-l, îngenunchiat tot neamul astăzi, își înalță sufletul și gândul. Spre slava voastră din altare se înalță fumul de tămâie, vitej al căror nume spinte neșterse în veci au să rămâie. Fiți binecuvântați în veacuri, voi păstrători de vechi hotare, vitej care ați căzut în lupte, visând o Românie mare. Elevii Antal Alexandra, Stănculeanu Lavinia, Nicoi Vasilica și Mardare Oana, sub atenția doamnei profesoare Arcomiță Irina, vor recita poeziile Pui de lei și Pelespedea eroilor. Pui de lei, de Ioan Enitescu. Eroi au fost, eroi sunt încă, și-or fi cât neamul românesc, căci rupți sunt ca din tare stâncă, românii ori și unde cresc. E vița noastră făurită, de doi bărbați cu brațe tari, și cu voință oțelită, cu minți deștepte, inimi mari. Și unui de ce pe cel harnic, iar celălalt trai al cel drept, ei pentru vatra lor amarnic au dat cu atâția dușmani piept. Din așa păriți de seamă, înveți s-or naște luptători, ce pentru patria lor mamă vor sta ca vrednici următori. Au fost eroi, au fost, și încor să mai fie, ce-or frânge dușmanii cei răi, din coasta Daciei și a Romei, înveți s-or naște pui de lei. Pelespedea eroilor, de Eugen Jebeleanu. I-au căzut cu fața la dușmani, dar nu sunt morți, căci inima lor bate, de dincolo de moarte și de ani, de-a pururi pentru vești și libertate. I-au căzut pentru cei mulți, pentru cei goi și pentru cei desculți, și s-au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. N-au murit la plevna în zadar, străbunii din legende și povești o dovedesc prea clar, cuvintele sunt și ești. N-au murit în zadar, părinții părinților noștri, la Mărășești o dovedesc prea clar, vorba pe care o zic, sunt și ești. De aceea piatra, dacă o asculți, auzi în vuiet nou îndepărtare și nu știi, este Mărășești tu sau Mărășești, glasul șoptit al celor fără moarte.
Avem o mândră țară, prin timp deja la mară, strămoșii se luptară, s-o scape de stăpâni, a singur noi românii suntem în ea stăpâni. Elevii de la clasa a 6-a, împreună cu corul Osana, conduși de doamna profesoară Gorbănescu Cristina, vor aduce un omagiu acestei nemuritoare zile prin minunatele melodii ce ne vor încânta astfel. Avem o țară, treceți batalioane, când a fost să moară Ștefan, Doamne, nu uita de noi! Trei doamne și toți trei, de George Coșbuc. Avea și dânsul trei feciori și au plecat toți trei deodată, la tabără, sărmanul tată. Ce griji pe dânsul ce fior, când se gândea că e greu război, n-ai timp să simți că mori. Și luni trecut au după luni și a fost de veste țara plină, că steagul turcului se închină. Să apărăm curând ortodoxia.
Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară. Și la patul lui de moarte toți boierii se adunară. Și la patul lui de moarte toți boierii se adunară. Urda în gât plin de jale, mii de clopote dau veste. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Tristă-i mănăstirea Purna, porțile deschise așteaptă, strălucind convoi ce vine și spre ea în ce se-ndreaptă. Strălucind convoi ce vine și spre ea în ce se-ndreaptă. Este Ștefan a străbate, cel din urmă drum din țară, dar pe unde trece acum în măreața zi de vară? Dar pe unde trece acum în măreața zi de vară? Plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne, și poporul nouă-ți plânge cui ne lasă noi stăpâne. Și poporul nouă-ți plânge cui ne lasă pe noi stăpâne. Eu vă las în grijă mare al lui Dumnezeu cel Sfânt, să stați strajă la votare, să păziți acest pământ. Să stați strajă la votare, să păziți acest pământ. Și de veți vedea că vine vreun dușman nesăbuit, să strigați atunci la mine, voi săriți și din mormânt. Să strigați atunci la mine, voi săriți și din mormânt. Toți copiii României sunt din neamul lui Traian, și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Și în fiecare suflet se mai naște un Ștefan. Jos în mare, sus pe creste, tuturor a dat de veste. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă mai trăiește. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă mai trăiește. Istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Vegeți batalioane române carpații la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să luptăți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul ne trebuie să zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul de-alpin, să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul de-alpin,
să ne îngropăm de vin. Doamne, nu uita de noi, suntem sărași plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe român. Suntem sărași și plini de amar, plânsul nostru e zahar. Doamne, ocrotește-i pe român. Săracă țară bogată, mult ai trăit supărată. Doamne, ocrotește-i pe român. Nu uput amarul cul, plânsul nostru e zahar. Doamne, Doamne, ocrotește-i pe defini însăși condiția umană în unitatea și varietatea ei, în încercările nesfârșite de a crea, de a lăsa posterității valori inestimabile. Prin cultură, omul își depășește mediul de existență și dă sens vieții sale. Pentru câteva momente, sperăm că și noi am dat un mic sens, am schimbat cu puțin clipa și astfel am respectat moștenirea culturală eroică. Mulțumim! Vă rog să-i aplaudați pe colegii voștri. Aș vrea să-i aplaudați și pe cei mai mici care au depus coroane, au depus flori la Monumentul Eroilor. Felicitări, copii! Și ați fost foarte frumoși, ne-ați impresionat, de-a dreptul nerăbdători. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Sunt bucuroasă că liceul nostru a fost gazda unui eveniment așa de frumos, un eveniment cu totul deosebit și că am avut alături de noi oaspeți de seamă, deci din partea Guvernului României, a Parlamentului, a Consiliului Județean, Primăriei și Consiliului Local. Aș vrea ca să transmiteți familiilor mesajul de a nu-i uita pe cei ce s-au jertfit pentru noi, să rămânem cu inimile români. În continuare, aș vrea să nu vă retrageți, pentru că avem privilegiul de a avea două evenimente astăzi. Pe lângă Ziua Eroilor, absolvenții noștri, astăzi își iau la revedere de la școala noastră. Încheiem, deci, un eveniment ca să-l deschidem pe celălalt. Da, vă mulțumesc, vă rog să rămâneți aici pentru că absolvenții noștri se pregătesc pentru marșul rămas bun de la școala noastră. Mulțumesc! Da? Clasa a 12-a mecanic, cu doamna diriginta Petrinuța. Aplauze! Da? Clasa a 12-a turism, domnul diriginte Pircu. Clasa a 12-a tehnic, doamna dirigintă Ciobanu Manuela. Da, da. Clasa a 11-a școala profesională, domnul diriginte Volmer. Mă bucur că alături de noi avem
niște prieteni ai copiilor din Dărmănești. Pe domnul primar, vă rog, le spuneți câteva cuvinte copiilor. Sărmâna, bună ziua! N-aș mai folosi termenul de copii, pentru că sunt niște adolescenți atât de frumoși, niște oameni de care noi, cel puțin dărmăneștenii, avem mare nevoie. Mi-aș dori tare mult să vă urmați cursul vieții, așa cum fiecare dintre voi îl aveți astăzi în mintea voastră, să mergeți unii la facultate, alții, eu știu, pe drumul pe care l-ați ales, și tare mult mi-aș dori ca dintre voi cei mai mulți să reușiți. Mi-aș dori ca toți să puteți spune, după ce ați făcut acest pas, că ați reușit în viață. Să știți că este un moment crucial pentru voi. Poate că nu vă dați seama acum, dar eu vă spun ce am trăit eu când am terminat clasa 12-a. Am avut așa un moment, nu știam în ce parte să o iau, nu știam dacă am ales calea cea bună, nu știam dacă acolo este locul meu, nu știam dacă voi reuși în viață. Nici acum nu știu dacă am reușit în viață, și noi cei care suntem un pic mai în vârstă căutăm în continuare, și cred că ăsta este sensul vieții, căutăm până în ultima zi să fim mai buni, să facem mai mult pentru comunitatea care ne-a dat, să încercăm să fim mai utili. Cu siguranță mi-aș dori ca dintre voi să se aleagă acei oameni buni care peste ani să conducă această comunitate, care peste ani să ajungă în Parlamentul României, care peste ani să conducă destinele acestei țări. Cu siguranță unii dintre voi veți reuși. Repet, mi-aș dori toți. Mi-aș dori ca, nu peste foarte mulți ani, voi să fiți aici, să fiți senatori, să fiți deputați, să fiți directori de școală, să fiți consilieri județeni, președinți de Consiliu Județean. Vedeți că am lăsat la urmă asta cu primarul, că e mai... Mi-aș dori să fiți primari, să fiți viceprimari, să fiți oameni de nădejde ai comunității. Personal vă doresc, în primul rând, să fiți sănătoși. În al doilea rând, să nu uitați de această comunitate frumoasă în care v-ați născut și ați învățat. Să nu uitați niciodată de profesorii care v-au educat și să le purtați respect toată viața. Să nu vă uitați părinții voștri care au făcut niște eforturi, poate peste puterea lor, de a vă ține în școală. Unii dintre voi, nu peste mult timp, poate vă veți face familii. Veți ajunge și voi părinți. Și poate atunci veți înțelege mai bine spusele părinților voștri și în special rugămințile părinților voștri de a merge la școală. Să știți, dragii mei, că școala este, aș spune eu, singura soluție pentru o viață mai bună. Foarte mulți absolvenți de liceu mi-au spus: domnule, degeaba facem școală, pentru că, vedeți, nu mai avem, chiar dacă avem școală, nu mai avem o viață bună. Și din păcate împrumutăm din modelele pe care le vedem pe mass media, acei maneliști și ce mai vedem noi acolo. Nu, dragii mei, fără școală șansele de a reuși în viață sunt mai mici. Sunt șanse să reușim în viață, dar sunt mai mici. Repet, îmi doresc foarte mult ca dintre voi să mergeți la facultăți. Îmi doresc foarte mult ca dintre voi să văd oameni care vor conduce această comunitate, și nu numai comunitatea asta, ci chiar județul Bacău, chiar țara asta. Pentru că la Dărmănești, să știți, avem minți extraordinare. Din Dărmănești, și chiar am avut, și vă spun un exemplu, am avut o întâlnire săptămâna trecută cu mai mulți primari din țară, și era primarul de la Cernavodă. Am vizitat, printre altele, barajul de la Dărmănești. Și primarul de la Cernavodă îmi spunea ce bijuterie au ei acolo și făcea referință la centrala nucleară. După ce l-am lăsat să spună ce mare investiție au ei acolo,
i-am spus eu un lucru foarte important. Această centrală, ani la rândul, a fost condusă de un dărmăneștean. Nu știa lucrul ăsta. Dar în momentul în care a auzit că un dărmăneștean le-a condus acea centrală ani de zile, deci singura centrală nucleară din România, n-a mai zis nimic. Și am zis, da, voi ați avut norocul să aveți acea centrală la Cernavodă, dar fără noi, fără acel om din Dărmănești care a avut puterea să conducă acea centrală, n-ați fi fost nimic. Și a fost elevul acestei școli, deci fostul director de la centrala nucleară a învățat aici. Asta îmi dă puterea și crezul că și dintre voi și dintre cei care urmează după voi se vor naște oameni mari. Ce să vă mai spun eu, acum poate v-am întristat așa un pic. Încă o dată sănătate. Să nu uitați niciodată de aceste lucruri frumoase și oriunde vă va trimite viața, de oriunde, sau pe oriunde veți ajunge, să vă amintiți de comunitatea dărmăneșteană. Vă doresc succes la bătăliile care urmează. Veți avea examene. Să vă adunați în mintea voastră și să dați cei mai buni din voi. Ce ați învățat în 12 ani de școală, trebuie să arătați acum. După ce veți lua bacalaureatul, să mergeți mai departe, să nu renunțați la ideea de a urma cursurile unei facultăți. Cei care veți merge în producție, vă doresc succes. Îmi doresc ca fiecare generație care trece prin acest liceu să-și lasă amprenta asupra comunității noastre în sensul pozitiv. Eu aș putea multe să vă spun, dar pentru că timpul nu ne mai permite, am să mă opresc aici și am să le mulțumesc celor care s-au îngrijit de voi în ultimii 12 ani și, în primul rând, am să le mulțumesc părinților pentru că au înțeles că școala este foarte importantă și v-au îndrumat pașii spre școală și v-au convins că trebuie să continuați școala și cu efortul vostru și al lor ați ajuns în acest punct care este foarte important pentru viață. În al doilea rând vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice care s-au aplecat asupra voastră. Profesorii, învățătorii, în speță cadrele didactice, sunt poate la fel de importanți sau chiar mai importanți ca părinții. Mulțumesc foarte mult și cred că ajunsurile pe care le avem noi zi de zi sunt șterse în aceste momente deosebite când vedem o generație care a trecut timp de 12 ani prin mâna mai multor cadre didactice, o vedem atât de frumoasă. Dumnezeu să vă sprijine oriunde veți ajunge, să fiți sănătoși și să vă atingeți obiectivele. Vă mulțumesc foarte mult! Deci, absolvenții vor defila prin oraș. Noi o să-i așteptăm în curtea interioară, unde va avea loc festivitatea de predare a cheii succesului. Vă rog! Mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și că elevii noștri au așa susținători. Clasa a 12-a economic, vă rog să-i aplaudați. Clasa a 12-a mecanic. Clasa a 11-a profesională, absolvenții de școală profesională. Clasa a 12-a turist. Clasa a 12-a tehnică de calcul. Vă rog să-i aplaudați. Acum când ei pășesc de pe poarta școlii în viață, le dorim tot ce este mai bun. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru participare. Copiii vă invit în curtea interioară să-i așteptăm acolo unde ei vor preda cheia. Mulțumim!